Mai ieri mă întrebau niște refugiați dacă poate să găsească duș la gara. Poftim, de unde duș? Voi nu vedeți că ei nu au canalizare? Vine odată pe săptămână camionul să golească toate fosele astea, toate gropile de ape reziduale. Și nu doar că împute toată gara de miros de veceu, dar uitați-vă și cât fum face. Ca să înțelegeți cât de nepregătită e pentru civilizație gara de Nord București, alte gări din România, căile ferate românești, care erau printre primele din lume și acum sunt la coada cozilor, la nivel de civilizație. De ce urle toate inaccesibile jos, cu scări? Și toate cu bani. Una singură, mică, pentru refugiați, a șasea lună e gratuită. Dar vai de toaleta aceea. Filmam activitatea asta puturoasă de la gară și s-a apropiat paznicul de la SGPE Security Force și m-a rugat frumos să opresc camera, tocmai după ce o oprisem. Dar n-a explicat de ce, nu cumva șefului gării e rușine pentru starea în care se află gara de Nord, total nepregătită pentru inundații, pentru ploi, pentru civilizație. Nu ai unde lega o bicicletă, vagoanele sunt inaccesibile, trebuie să urci pe trepte, dacă poți. Ia uitați-vă aici ce găuri pe peroane. De 100 de ani, parcă e după bombardamentul din martie 44. Gara de Nord București. Nu vă mai spun cum arată trenurile cu locomotive de 40-50 de ani. Ia să vedem asta. Din ce an e? Din 90, e incredibil. Are numai 32 de ani. Poți să zici că e dintre cele mai noi. Dar halul în care arată e de jale. Uitați-vă cum țin apa la soare. Bine, asta nu-i vina gării, dar puteți vă imaginați cât antisanitarie e aici și cât de periculos e să te afli, să lucrezi sau să fii în vizită pe la gara de Nord. Ieri am văzut cum o femeie s-a împiedicat de gratiile astea și a căzut. Putea să-și rupă picioarele. Uitați-vă cum arată gara de Nord. Aici calci și te-ai prăbușit. Aici, de asta s-a împiedicat pe mine, se pare. Gara de Nord, București, capitala României europenești. Șoc și groază. Op. Ce cauți lui? Ce cauți lui? Țineți apa în soare? Acum. Da, da, așa o văd de 6 luni o văd așa. Și ăsta e loc de parcare pentru biciclete. Îți încape numai roata din față, n-ai de ce să legi bicicleta și bicicleta îți stă în soare și în ploaie.
De asta nimeni nu parchează aici. Și puteți vă imaginați cum miroase acum în gara. Cu vidanja în acțiune. Probabil nici vagoanele nu sunt foarte noi. Flota ce fere. Mai mult zgomot decât comoditate. Și totuși trenul e cel mai puțin poluant și mai sigur mijloc de transport.